Bă, Rareș, mai Rareș! Mai prost decât cel vechi. Și ține bateria 9 ore în loc de minim 13 cât ține la cel vechi. Mi se pare stupid. Pleacă de acolo, băi, Rareș! Hai să-i omorâm, mă, Rareș, coboară-mă! Radu! Mi s-a buguit caracterul. Ești conștient că gen o să tot vină, dacă te oprești la fiecare care apare, terminăm heist-ul mâine în pula mea. Amă, lasă-mă. Fix. Exact cum spuneam. Vrei să mai cobori o dată sau? Voi ce faceți, mă, conduceți mașina aia cu curându-l? Cam așa ceva. Mam, sunt virat. Mi-am dat precomandă la Apple Watch. Serios? Nu cred, nu cred, da, că ai fost atât de idiot. Ăla de aur. Aha, e clar, e clar. Am zis că pana mea, la valoarea mea, de ce să am două Rolex-uri? Mai bine mi-au un Apple Watch care în 6 luni o să fie obsolet. Prietene, cum ies de aici? Nu pe aici. Nu, dar ai putea să te uiți pe hartă, să-mi spui pe unde. Nu pe aici. Dreapta, dreapta, tot înainte. Nu pe aici. Și că nu pe aici, da, mersi. Lasă-mă să mă duc și pe aia zi-mi nu pe aici. Nu, bă, să mai facem un hype? Da. I'm in love with the Coco. De se aude genial. Păi, se aude eșapament spart de Trabant, dar se aude bine. Nu, nu e eșapament spart de Trabant, se aude a Dacia Alfa din 1930. Bine, Dacia din 2000. Nu, Rareș, nu știi ce e frumos. Ba da, Dacia Papuc. Așa, da. Papa. Bă, voi v-ați ocupat de fișierele alea secrete? Sunt deja în apartament fișierele alea secrete. A, așa simplu a fost la voi? Și la noi, doar că suntem noi ratați. Doar că ne-am bătut cu 20 de oameni. Da. Deci, pe mine mă... Bă, spargi-și tu, spargi-și tu stopul ăla de în spate dreapta. Că mă enervează. Vă așteptam să livrați sau nu? Sau până am zis, hai să fumăm un bong, gradule. Da, la altceva. Apartamentul cui a, sunteți? La tine. La apartamentul tău. La cine pune la voi? Îți sparg ăștia bongul, prietene. Îți sparg bongul, vinul și whisky-ul. Și-ți mai fac și mizerie. Sunt convins că au lăsat doar sticle de bere și... Da, hai să-i faci mizerie, Rareș, ca să trebuiască să plătească 50 de euro. Vreți să faci mizerie? Da. Dacă bei cola sau bere sau fumezi, să arunci chestii pe jos. Plătești 50 de dolari. Mi s-a glicit sticla de vin. E în aer. O vezi? Mamă, cât de frumos se aude. De iule. O vezi în stânga? Da. Sticla de vin? Wow, frate, eu văd paharul de vin în aer. Wow. Da, ești paharul și sticla. Bă, apartamentul meu e magic. Hai să facem jeg. V-am auzit. După care o să beau niște pishwater de la. Cum dracu fac cola asta cu cola? Fui nebunu! Ah. Ia să vedem. Ce-i cu Trabantul ăla acolo? Misiune pasată. Bă, fata, ăsta e doar setup-ul la început heist-ul practic? Nu. Nu, și mai avem un setup. Wow. 3000 RP, dă-te-n... Cea mai nașpa chestie e că nu te bagă pe același. Sau gen de aici să-ți dea direct continue, să nu te mai bagi în lobby, să pizda măsi. Gogonele și pneuri, ce face băieții în seara asta? Cine-ați de bag? Eu!
Bun, ce facem? Jucăm în seara asta. Ce întrebare retardată e asta? Bă, eu o să fiu plecat. Când o să fim plecat? Cred că pe la 9, cam așa, până la vreo 4 dimineața. Wow. 9 la 4. Eu o să fiu plecat de la 9 vezi? Până pe la vreo 12, dar după aia ajung acasă. Și e tot 9 deja. Adică ora voastră, 9 deja. Unde vezi? Mă duc la sora mea, că e ziua ei. L-am înțeles. Da, și mâine nu e ziua ta? Bă, da, păi când mă întorc la sora mea, e ziua mea. Bine, n-o să stau până la 4, adică ar fi worst case scenario să stau până la 4, dacă chiar o să-mi placă foarte mult acolo, da. Dar n-o să-ți placă. Păi zice, mă, putem să facem hype fără Radish? Nu. De ce? Pentru că trebuie să furăm bani și de la el. Da, ești spun undeva sau ceva? Bă, vă da vigă la loc, da? Bine, nu mi-a intrat încă în joc. Bă, eu sunt singur la mine în apart. A, sunt cu... Ești cu mine, cred. Gilda... Da. Dogomez. L-am padat Icasco. Eu sunt cu Deiu. Și de ce stai de multe mașini bubuite aici? Bă, sunteți toți în lobby-uri? Nu, da, eu sunt, eu sunt în lumea. Ok, m-a anunțați că în sunteți toți asta? Ca să dau start la următor. Nu ești tu în mașina asta. Legendary Sports Car. Ia uite, casco. Uitați pe Lieutenant. Red. Da, dar eu sunt pasiv. Order. Da, și vreau să-mi comandă. Cine tot claxonează aici, mă? Radule, vezi că ți iese fum din mașină. Nu e mașina mea. Ah, ok. That makes sense. Stați că eu vreau să-mi comand casco. Ăsta are o mașină identică cu aludeiul. Identică, da. Prietene. Da. Dar nu. Ok, s-au dus 680.000. Cam mult. Pe urmă mașină? Cine, eu? Da, tu. Pe tine te aștept. Nu. Nu, așteaptă să-mi iau casco, să-mi-l duc la mod shop. Bă! Bă, termină, mă! Mașina lui Deus sună ca un ibric pe foc. Ca un? Ca un ibric pe foc. A început să șuiere de la fumul ăla. Bă, ar fi bine dacă ar veni odată mașina aia, morții de mașină. La mine s-a blocat cu animația de la garaj. Înseamnă că ți-a venit mașina sau ceva. Oh, am 4 mașini, 5 mașini la Atmors. No charge all. Ah, fuck, am greșit. N-am dat claim-ul. Your new casco is not confirmed as being delivered at... Da, eu cred că trebuie să ies din joc, să intru din nou. No. Gata, mă, casco, iau. Și cu ocazia asta... Stați, mă, cu ocazia asta fac și closed crew session. Da. Da, e niște film în astea publice. Dar de ce să faci closed crew session? Că nu înțeleg. Ca să ne dea pe noi și probabil se și încarcă mai repede. Bă, știi că după... Orice setup o să ne dea în public, pentru că așa am început cu Close Crew Session, ba da. Da, am început cu Close Crew Session și după aia ți-a blocat ție în load screen și de-aia ne-a aruncat pe toți în altă la, pentru că ne-a zis că nu mai există alt crew member care joacă. Păi,
Crezi că, gen, acum nu o să mi se blocheze? De ce sunt atât de multe mașini aici afară, prietene? În fine, fă close, sunt 6 mașini ale altor oameni afară aici. Vin ca... 6x6. I got 5 on it. I got 5 on it. Oh, acum văd că are roșu cu portocaliu mașinuța asta. V-ați luat mașina aia toți? Da, m-am luat-o. Eu o așteptam. Ai ieșit din garaj cu ea? Că vreau să o văd. Nu, eu am luat-o și pe aia mi s-a mutat. Ai ieșit... Da, am uitat. Bă, vreau să facem un team de deathmatch când intrăm pe crew. Că eu am asta, mai am, ca să-mi fac daily chestia. Și sunt chiar curios ce primești dacă faci daily objective. Ai făcut cru? Da, acum se încarc. Ce era, deci nu vreau să vezi. Nu știu. Hai, nu știu dacă ești aici. Bă, am făcut pe desenfrați. I-am dat fail. Hai. Cum fac să intru? Dai join crew member. Nu, dai... Nu, îți dau intip... join pe tine. Da, da, dar intru la friend și dau join. Nu trenăm heist-ul ăla, nu dă rare și invite direct? Păi nu, intrăm în crunte. De ce? Ca să sperăm că ne aruncă după aia tot în cru. Da. Bă, mă, să mă gândim ceva la un moment dat, nu știu. Da. Uuu, ce frumos e casco-ul. Vino și ea, mă, vreau să văd casco-ul. Și eu vreau să văd casco-ul. Unde ești, la mod shop? Ah. Nu, aici. Nu știu ce wheel type să-i pun, de fapt, bada. Ce, Ferrari 250 GTO? Nu, e un Fiat... Nu, nu e un Ferrari, nu, e un Maserati 3500 GT. În spatele nu e Maserati, spatele e Fiat, spatele e clar Fiat. Bă, deci îți zic că... e Maserati 90% și mai are părți de pe Ferrari 250 GT și Volvo pe 1800. Da, nu, Volvo spatele pe 1800 nu e de Volvo. Nu. Ba da, spatele de Volvo mai mult. Pe 1800 e un model care îmi place foarte mult și nu arată deloc ca el. Ba da. Bă, eu zic că arată. Aripile de pe lateral. Aripile de lateral pe 1800 au aripioare ca Cadillac-urile și stopurile sunt puse sus pe aripioare pe pe 1800. În fine. Sunt la nejantele. Vreau să văd și eu. Nu le schimb. La moare. Nu schimb jantele? Nu. Ai casco acolo? Da.
Eu le schimb. Sunetul e demențial. Dar cum am luat tu casco-ul? Noi de ce nu-l avem?